BESFOSOIL Microbieni antagoniști și agenți de control biologic. Informații practice Bună, mă numesc Michael și în acest videoclip vă voi explica ce sunt microbienii antagoniști și cum pot fi folosiți ca agenți de control biologic pentru a combate bolile de sol. Un gram de sol conține peste 100 de milioane de microorganisme, predominante fiind bacteriile, dar și actinomicetele și ciupercile. Majoritatea sunt saprofite, ceea ce înseamnă că descompun materiile organice moarte. Dar un număr mic de microbi poate infecta plantele vii și provoca boli transmise de sol. Aceștia sunt de obicei denumiți agenți patogeni de sol. Din potrivă, în condiții potrivite, un alt grup de microorganisme care trăiesc în sol poate avea un efect antagonic asupra agenților patogeni sunt cunoscute sub numele de microbieni antagoniști. Există patru moduri principale în care microbienii antagoniști afectează agenții patogeni din sol. Primul, parazitul direct și moartea agentului patogen. Al doilea, concurența cu agentul patogen pentru hrană sau un habitat sau nișă favorabilă. Al treilea, efecte toxice directe asupra agentului patogen prin substanțe similare antibioticelor, și, al patrulea, efecte toxice indirecte asupra agenților patogeni prin substanțe volatile produse de microbienii antagoniști. Compostul este rezultatul transformării materiilor prime prin intermediul microorganismelor. Prin urmare, o modificare organică poate fi extrem de bogată în microorganisme, inclusiv microbieni antagoniști. Un grup important de microbiene antagoniști din compost sunt ciupercile din specia Trichoderma. Ele pot descompune celuloza, o componentă importantă a materialului vegetal folosit pentru compostare. Deoarece pereții celulare ai ciupercilor din specia Omicetes, cum ar fi Phytophthora și Pitium, sunt tot din celuloză, Trichoderma va afecta și supraviețuirea acestui grup de agenți patogeni din sol. Un alt grup de microbieni antagoniști importanți sunt bacteriile de tipul Bacillus. Sunt rezistente la căldură și pot supraviețui temperaturilor ridicate din composturile termofile. Prin urmare, adăugarea compostului într-un sol nu numai că îmbunătățește proprietățile fizice și chimice, dar îmbogățește solul cu o serie potențială de microbieni antagoniști. Plantele furnizează microorganismelor solului Nutrienți prin exudatele radiculare. Prin urmare, solul din jurul rădăcinilor, așa numită rizosferă, este deosebit de bogată în microorganisme. Deoarece agenții patogeni trebuie să fie în contact cu rădăcinile pentru a le infecta, o rizosferă care conține un număr mare de microbiene antagoniști este deosebit de utilă pentru protejarea plantelor. Culturile de acoperire și gunoiul ecologic. Furnizează substanțe nutritive suplimentare pentru macro și microorganisme din sol în timpul procesului de descompunere. Acest lucru va crește activitatea microbienilor antagoniștilor din sol. Solurile supresoare sunt solurile în care anumite maladii nu se dezvoltă, în ciuda cultivării repetate a aceleiași culturi și a prezenței agenților patogeni în sol. În unele cazuri, acest lucru a fost cauzat de microbiene antagoniști specifici din solurile în cauză. Izolarea și identificarea unor astfel de microorganisme oferă posibilitatea de a obține microbiene antagoniști cu eficiență sporită. După înmulțire, aceștia pot fi comercializați ca agenți de control biologic, pe scurt ACB. Agenții de control biologic sunt uneori comercializați ca produse fitosanitare. În acest caz, trebuie să-și dovedească eficacitatea de a combate agenții patogeni din sol pentru a fi validați. Deoarece acest proces este costisitor și consumă mult timp, în unele cazuri, agenții de control biologic sunt comercializați uneori ca agenți de întărire sau stimulente pentru plante, îngrășăminte organice sau produse similare. În acest caz, eficacitatea lor împotriva bolii transmise de sol nu poate fi verificată cu certitudine. Agenții de control biologic sunt frecvent folosiți pentru a proteja semințele sau răsadurile de o infecție timpurie transmisă de agenții patogeni din sol. Principala metodă de utilizare este tratarea semințelor sau îmbibarea rădăcinilor cu agenți de control biologic chiar înainte de plantare. În funcție de țară, numărul de agenți de control biologic disponibil și comercializați este diferit. Best for Soil nu va promova produse specifice, dar speră să favorizeze schimbul de cunoștințe între utilizatori cu privire la experiențele lor de folosire a agenților de control biologic comercializați. Prin urmare, nu ezitați să contactați Best for Soil dacă doriți să creați o comunitate de practică pentru a vă împărtăși cunoștințele despre agenții de control biologic.